Am primit o scrisoare mult așteptată. De la tribunalul Ilfov. Din 5 iunie, ștampila. De fapt, pe 10 iunie. 5 iunie trimisă de ei. Din 10 iunie mi-a adus în cutie poștală poștașul. Am deja două cereri la CEDO trimisă și presupun că asta e documentul lipsă pentru a treia cerere la CEDO. E vorba de hotărâre civilă din 18 iulie anul trecut. 11 luni i-au luat judecătoarei ca să redacteze. Decizia. Nu știu de ce e capsat pe mijloc și n-am să o pot citi. Oricum la CEDO când trimit documentele nu trebuie să fie deloc capsate. Și de ce scoatem capsa? Foaia de însoțire. Încheiere prin care probabil și-a luat termen. Amână pronunțarea pentru 19 iunie, pronunțat pe 4 iunie. Încheiere, instanță, amână pronunțare pentru 26 iunie. Deci, aici nu-i, eu mă așteptam că e foarte motivată, de atâta au făcut un plic a 4 și au făcut o grămadă foi. Dar iar tot încheieri judecătoare. Claudiu Gherbovan Silinescu. Ui, e un bărbat! Maria Izabela Costea, e președinta instanței. Judecător a fost... Nu, e Claudia, măi. Claudia. Dar ei se prezintă judecător și e... derutant. Deci Claudia și cu Maria Izabela Costea și cu grefieră Roxana Constanța Gruia. M-am mirat, parcă nu mi-aminteam să fi fost, să mă fi examinat bărbați la tribunalul Ilfov. Încă o amânare. Pronunțată pe 11 iulie. Încă o amânare. Pronunțată pe 18 iulie. Și asta e decizia civilă. Din 18 iulie, prin care se referă la următoarea întâmplare. Pe 9 octombrie, asta e primul incident de la Bragadiru, da? Care a durat cel mai mult examinarea și la judecătoria Cornetu și la tribunalul Ilfov. Nu atât examinare cât redactare, că vedeți, trebuia să o pronunță și a pronunțat-o pe 19 iulie, dar mi-a trimis redactată la 11 luni distanță. Și eu de jumătate de anul aștept să o trimit la CEDO, pentru că conform normelor CEDO poți sesiza în alte curte de la Strasburg la 6 luni de la pronunțarea instanței definitive interne la care te-ai adresat. Deci ultima instanță, că poate fi decizie definitivă și la tribunal, de exemplu, sau la judecătorie simplă, dacă e judecător de cameră sau ceva de felul ăsta, când contești o ordonanță. Deci primul incident de la Cornetu, când filmam în birou viceprimarului și m-au scos pe sus jandarmii și polițistul, filmam la o ședință la care m-au chemat ei să asist, să pronunțe o decizie de interzicere aberantă a unui protest în prelungirea Ghencea. Și m-au scos pe sus și m-au amendat cu 500 de lei. Acum amenda trebuie să o plătesc, dacă nu chiar am plătit-o deja. Dar
Mă plâng la CEDO și vă spun, asta va fi a treia plângere la CEDO. Eu presupun că toate se vor cumula și se va constitui marele dosar Brega contra Republicii Neolitice România, care încalcă drepturile omului, inclusiv dreptul la justiție, articolul 6 din Convenție. Se respinge apelul formulat de apelant. În contradictorie cu inspectoratul de jandarm județean Ilfov, deci m-a amendat jandarmul. Pentru ce m-a amendat jandarmul? Pentru că filmam în ședință publică, ca să vă dați seama. I-a fost aplicată sancțiunea principală, constând în amendă contravențională în cuantum de 500 de lei. S-a reținut în sarcina contravenientului că la data de 9 octombrie, în jurul orei 11, a pătruns în birou viceprimarului din clădirea primăriei Bragadiru, motivând că este activist civic împreună cu organizatoarea protestului Delia Mihalache, a încălcat normele de acces privind filmarea în instituțiile publice și a refuzat să părăsească încăperea la cererea organelor de ordine. Ați înțeles? Pentru asta am fost amendat. Contra asta m-am judecat invocând și articolul 10 din Convenție, libertatea de exprimare, pentru că dreptul de a filma e un drept fundamental numit libertatea de exprimare, dreptul de a primi și de a transmite informații pe orice cale, deci inclusiv video, mai ales dacă sunt informații de interes public. Și pentru asta sunt convins România va fi condamnată la CEDO, sper cât mai repede, dacă o să trimit a treia, a patra, a cincea cerere, pentru că am pregătit deja vreo câteva dosare, probabil până la 4 sau 5, atunci o să se constate că sunt hărțuit, că mi se încalcă constant drepturile și că România va trebui să fie judecată urgent pentru aceste abuzuri. Și uitați-vă ce bătaie de joc justiția românească în persoana judecătoarei Maria Izabela Costea, nu știu cine a redactat, probabil grefiera săraca, Roxana Constanța Gruia. Dar de ce i-a luat 11 luni să redacteze o decizie? Ce fel de justiție asta? Ca să mă descurajeze sau să mă facă să pierd termenul? Nu, termenul curge din ziua asta, din data de 10 când am primit sentința motivată. Degeaba scrie pe site că se respinge recursul, că nu-i motivat. Iată, aici avem motivarea. Hai să vedem dacă e vreo motivare logică ceva. Că eu am invocat, evident, convenția. Dacă noi invocem în instanțele interne, articol 10, ce am mai invocat eu, 5, dreptul la libertate, dreptul de a mă afla în acel birou și de a nu fi scos cu forța și până la urmă o să invoc și articolul 6. Sau l-am invocat la tribunal în mod sigur pentru că mi s-a încălcat dreptul la proces verbal întocmit conform legii, că eram acolo de față, putea să mi-l întocmească pe loc, dar ei au preferat să mi-l trimită prin poștă ulterior și l-am primit peste o lună. Și dreptul la un recurs efectiv, am contestat. Și instanța de fond, ați văzut, mi-a respins contestația de niște motive puierile, le-am invocat acolo. Cererile deja e aproape pregătită, nu mai aveam nevoie de documentul ăsta. Deci, poate mâine îi fac României de ziua Mineriadei un cadou. Încă o plângere la Curtea Europeană. Și să răspundă jandarmeria, poliția, justiția românească. M-am plâns și parchetului pentru alt incident, tot de la Bragadiru, dar despre acela v-am vorbit și o să vă mai vorbesc altă dată. Acum n-am avut plângere la parchet pentru abuzul ăsta. Nu știu de ce, nu m-am plâns. Nu-mi venea să cred. Eram convins că amenda asta va fi anulată în instanța de judecată.
ăsta invocă legi despre funcționarea Consiliului Local. Ce treabă aveam eu cu Consiliul Local? Că eu eram în biroul viceprimarului, nu aveam treabă cu Consiliul Local. Refuzul de a părăsi la cererea organelor de ordine. Referitor la sarcina probei, instanța a avut în vedere principiile jurisprudenței în materie contravențională expuse de CEDO în decizia din 13 martie 2012 în cazul Haiducu și alții contra României. Cortea a reamintit cu această ocazie că pe vederile articolului 6 cu tale din convenție nu se pot aplica unui mecanism care ar instaura o prezumție relativă. De regulă ăștia fac copy-paste din alte sentințe sau din motivarea poliției. Odată era atât de copy-paste încât au copiat și numele persoanei despre care vorbeau și nu era vorba despre mine, era vorba de altă persoană și am arătat asta odată. Îmi pare că jandarmeria, cred că jandarmeria a făcut asta, nu poliția, că am avut și amenzi de la poliție. Dar oricum, sunt capabili și unii și alții să facă așa ceva. Am lumina slabă aici și nu-i bună de citit, aștept ziua de mâine la soare, o să citesc asta. Și totodată o să-mi notez în plângere. Și cel mai probabil, duminică sau luni, o să trimit depeșa mea la Strasburg. Depeșa numărul 3. Mulțumesc, iubit tribunal, că m-ai ținut în suspans 11 luni, după jumătate de an cât a durat procesul. Și făceam drumuri peste drumuri la buftea, stăteam la rând ca să aflu că s-a amânat ședința. Vă dați seama ce bătaie de joc. Și astea tot o să le invoc în plângere la CEDO, inclusiv faptul că a durat 11 luni redactarea deciziei. Asta e descalificant pentru un sistem de drept românesc care e plătit cu miliarde din bugetul public. Salariile la cei doi judecători și la grefieră sunt enorme și au curs în aceste 11 luni o grămadă. N-au putut măcar pe timp de pandemie, cât nu aveau ședințe, nu? Cât s-a suspendat, a înghețat toată activitatea. N-au putut să redacteze, eu știu, în martie, în aprilie, în mai. Abia acum mi-au trimis pe 5 iunie și a ajuns pe 10 iunie. Rămâne le de cap de termene. Pot să mori cu zile în așteptarea dreptății. Nu te oprești, hai te rog.